Această emisiune poate fi vizionată și pe site-ul www.infotv.ro. Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Bine v-am regăsit! În această seară avem oaspeți a români din Macedonia. Au cântat pentru dumneavoastră Biliana Talesca și Hristu Mular, iar alături de mine se află istoricul și specialistul în paleolingvistică, Branislav Stefanovski, Alda Bija. Bună seara bună și bine ați venit! Bine v-am! Prezența lor la Info TV, datorându-se domnului Viorel Dolha, președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România, pe care îl salut și îi spun bine ați venit, domnule Bună profesor. Seara, bine v-am găsit. Încercăm să discutăm și să ascultăm și muzică a română. Chiar vă întreb, domnule Stefanovski, ce ne-au cântat acum atât de frumos a românii din Macedonia? Câteva cuvinte le-am putut înțelege. Cred că vă le înțelegeți toate cuvante, dar ca să cântă așa cet încet, dacă le spunem, cânta un cântic popular din orașul Crușova. Este un cântic vechi, orășen. Este un cântic frumos. Nu este modificat nimic. Așa se cântă. Poporul așa îl cântă. Cânta pentru una iubire în mijloc de una tânără și un tânăr, pe scurt. Da, mulțumesc.
Domnule Stefanovski, care este soarta poporului, cum spuneți dumneavoastră, în Macedonia acum? Care este situația românilor de acolo? Noi suntem atenți la ce se întâmplă cu oamenii care au același sânge ca și noi și împreună cu domnul Dolha am mai discutat despre soarta românilor, a românilor din zonele învecinate țării noastre. Cum este la dumneavoastră? La noi situația cu arman macedonii este de prima vedere foarte bună, dacă respectăm Constituția și așa cum stăm în Constituție, ca elementul constitutiv de stat. Dar, în realitate, suntem departe de ceea ce scrie pe hârtie. Așa că noi luptăm atât cât putem și cât sunt forțele noastre să putem aceea care este pusă pe hârtie în Constituția de stat să fie realizată și în vie. Vorbesc cu pentru Republica Macedonia. Pentru cele alte țări unde numărul nostru este foarte, foarte mare, situația este mai rău și mai greu, că, de fapt, pot să zic că nu au nicio dreptate să spună care sunt și cine sunt. Nici cei din Bulgaria sau din Grecia, țări care au făcut parte și fac și acum din Uniunea Europeană? În Bulgaria numărul este foarte mic. Ei au niște îndreptări și zic că sunt cu acele îndreptări mulțumiți că numărul este adevărat foarte mic și nu au ce să facă mai mult. În Grecia este situația foarte rău. Nu au un drept să spună că sunt armeni macedoni. Poți declarează numai așa folcloric că sunt elinovlahi, ce se zice cu simple cuvinte ciobani din munte grecești, de origine grecească. În Albania are niște vânturi care trebuie să ducă ceva mai bun, dar nu vedem în realitate ceva să fie pentru noi. Dacă nu există școle, dacă nu se învață limba maternă, dacă nu există instituție, dacă toate acele drepturi care se scriu pe hârtie nu sunt instituționalizate, atunci nu putem să vorbim pentru drepturi, să fim reali. Poate să scrie pe hârtie de tot. Dacă acea nu e instituționalizată, dacă statul nu le realizează acea care o are scrisă și are promisă că o facă, atunci situația este greu. Dacă vorbim despre românii din Macedonia, domnule Dolha, i-ați vizitat? Da. Cum ați găsit lucrurile acolo? Macedonia e situația fericită. E singurul stat balcanic care, pe lângă legile frumoase, care lege au și din celelalte țări, în afară de Grecia. Grecia nici măcar în legi nu recunoaște minoritatea română, macedo-română, cum i-am spune. În schimb, în Macedonia, aici-colo se întâmplă chiar să încurajeze formații culturale, să existe în câteva locuri chiar cursuri de a română facultativă. Deci există câțiva copii, există câțiva dascăli care în Macedonia, singurul stat din Balcani, unde firav, dar există un astfel de model. În Grecia, unde acolo sunt 2-3 milioane de români, 2-3 milioane de români în Grecia, absolut, și există un caz în care a fost condamnat penal pentru că a tradus o rezoluție a Consiliului Europei în a română și la un festival folcloric, pentru că să danseze în limba lor, au voie și în Grecia să danseze în limba lor, dar a împărțit și textul acela și a fost acuzat pentru răspândire de informații false, așa cum așa a fost condamnat penal în Europa zilelor noastre, cu vreo 5 ani în urmă. Da. Care sunt lucrurile ce vă lipsesc acolo? Noi, lucrurile care de care avem nevoie sunt acele să le avem toate în drepturi care le au poporile în Europa, toate poporile. Eu sunteți că numai noi în statele balcanice, acolo unde suntem autohtoni cu mie și mie de ani, încă de vechea Macedonia și mai înainte,
nu le avem drepturile care trebuie să aibă un om civilizat. Să vedem, ce vă lipsește? Aveți școli în limba dumneavoastră? Avem școli cu două ceasuri în Macedonia pe săptămână. Aceea este foarte puțin. Este ceva ca facultativ. Trebuie să fie școala cotidiană. Să înveță până la 10 ani, până la 14 de ani, să înveță limba maternă. Dacă nu înveță, limba se pierde. Să fim reali. Avem nevoie de una televizie care va le ocupa toate teritoriile unde trăiesc arman macedonii. Numai Republica Macedonia, trebuie și Albania și Grecia să fie una televizie din satelit. Acum este tehnologia ceva alt. Și atunci toți care au nevoie și au dorința să mutrească ați televizie, vă mutrească și este un poem foarte bun. Avem nevoie de folosirea limbile în comunitățile acolo unde se suntem în bun număr, să fie limba oficializată. La noi în Macedonia, să zicem, în orașul Crușev, limba este oficializată. Dar în practic nu există ce. Deci când mergeți la primărie sau la o instituție a statului, puteți să vă adresați în da. Română, da? În administrație? Teoretic. Doar teoretic, teoretic. Însă practic nu în se practic, respectă. Nu este ajuntă pentru acel grad. Dar din punct de vedere religios, problema este rezolvată? De punct de vedere religios, noi avem foarte multe biserici pe teritoria din Macedonia istorică, dar acele obiecte nu putem să le folosim ca sântul nostru. Numai în Crușevo există una biserică care să știe că biserica este Biserica Arman Macedonilor. Are 4 biserici. De fapt, de cele 4, 3 sântul nostru. Una este a Macedonilor Slavii. Și numai una este registrată că este a noastră. Și nu se face slujbă pe limba noastră. Trebuie statul să facă condiție să se facă așa tot. Dacă nu aveți condiție, nu poți să realizați. La ce nivel sunteți reprezentați din punct de vedere politic? Aveți reprezentanți în organele de conducere locale sau centrale? Numai în organele locale avem. Avem două partiduri în Macedonia și avem câștigat, cred, în 3 comune să avem cât un reprezentant al nostru. Dar pe nivel de stat nu avem niciun reprezentant. Și este acolo problema. Dacă toate problemele se fac pe nivel de stat. Adică statul este mic. Și comunile nu au putere economică și dacă au voie și dorință să ajută, nu au putere economică să o realizează. Statul poate, dacă are voie. Sigur. Domnule Dulha, din ce ați văzut dumneavoastră acolo, de ce există această diferență între nivelul afirmativ al legilor în ceea ce privește drepturile a românilor și situația practică, ce, iată, nu confirmă ceea ce scrie pe hârtie? Statele, în mod firesc, nu frumos, dar în mod firesc, statele nu vor să încurajeze minoritățile. E aproape o axiomă, din păcate. Iar unde lipsește sprijinul țării mamă, lucrurile tot așa vor rămâne. Să ne amintim exemplu Ungariei, care a dovedit că poate rămâne un stat prieten cu România absolut în zilele de astăzi, chiar exemple rar întâlnite, ședințe de guvern comune, cu toate că cu câțiva ani în urmă, unul din state respectiv, Ungaria, trăgea de mânecă România pentru minoritatea maghiară. Și s-a demonstrat că pot rămâne prieteni astfel de state. România ar trebui la fel să procedeze. România, cum spuneam, în momentele acestea este pe cai albi. Rare ori în istorie, România a fost pe cai albi. Pentru că suntem în Uniunea Europeană înaintea unor state. Și înaintea Macedoniei, și înaintea Albaniei, și înaintea Serbiei, și înaintea Croației, în care există elemente românești. Și România ar putea, uzând de legislația internațională, dar efectiv o singură hârtie ar trebui să introducă la dosarul de aderare a acestor țări. O singură hârtie în care să spună să respecte propria legislație cu exemple concrete. Aceasta ar fi ieșirea. Altfel, statele respective procedează
ceea ce în general se încearcă, să se pune luată sub tăcere problema respectivă și o inerție. Care este legătura dumneavoastră cu România, cu oficialii din România? Nu avem legătură. Nu vă caută, nu vă vizitează, nu vă oferă o formă sau alta de sprijin pentru învățământ, de exemplu, pentru cultură? Vedeți, trebuie să fie un lucru clar. Noi vorbim una limba noastră, macedonă, vechea macedonă. Noștri oameni nu cunosc limba română. Literară. Este una limba ca limba străină pentru poporul simplu. Eu știu să vorbesc că sunt lingvist. Dacă le întrebați ceilalți care cânta, eu nu vă înțeleg românește, să fim real. Și noi avem nevoie de România să ne ajute ca armăni macedoni și după limba care o vorbim acolo. Dacă România insistează să învățăm la școală limba română, este absurd. Niciun element nu va merge la sculie să învețe că pentru el este limba străină. Am înțeles. Deci dumneavoastră, deși aveți o filiație oarecum din poporul român, după cum am citit și în istorie, evoluția a fost diferită și limba este diferită. Sigur. Și diferența între dialect și limbă e mică, e pe muche de cuțit, depinde dacă și asumă. Dar înțeles că și dialectele a românilor, sigur, din diferite țări sunt, sigur, diferite. Sigur. Bun, și atunci autoritățile române nu recunosc o oarecare apartenența dumneavoastră la poporul român și în consecință să vă acorde un sprijin? Până acum nu avem văzut așa ceva activitate să de partea ale României. Dacă are ceva activitate să ne recunoască ca armâni macedoni și să ne ajută să păstrăm limba noastră maternă, care o avem cu 4.000 de ani, noi vă primim ajutorul. Și să fie numai România și America, care dorește, noi primim. Dar prima este România, că de suntem ce, frați. De ce este? Pe asta este că ar putea să vă ajute țara în care locuiți, să vă ajute, da, Macedonia, ca și pe orice altă minoritate ce locuiește pe teritoriul său. Dar ar putea să vă ajute și România în virtutea faptului că noi astăzi simțiți că suntem frați cu românii, da, sau cum. Da. Vedeți, dacă au problemi serbi, el caută ajutor de la Rusi. Serbii nu sunt rusi, sunt serbi. Noi suntem armani macedonii, mai aproape de noi sunt numai români. Și noi cerem ajutor prima de la români, apoi de la italieni, de la Europa, de la toți alții. Când aveți problem, căutați ajutor primul frate. Așa este normal. Da. O să vă rog să ne prezentați pentru telespectatorii noștri care nu cunosc foarte bine istoria a românilor din Macedonia, fiindcă sunteți istoric, da, o sinteză a istoriei dumneavoastră. Deci cum s-a ajuns la ceea ce noi știm că există acum, românii din Macedonia? Dar până atunci aș ruga să mai auzim un cântec pe Hristu Mular să ne cânte și pe Biliana Talesca. Oh,
Mulțumim. Dincolo de frumusețea cântecului, sunt convins că și dumneavoastră, stimați telespectatori, simțiți câte un cuvânt care are un înțeles clar pentru noi și, în consecință, determină o anumită nostalgie față de acești oameni care, iată, se spune că ne sunt frați. O să ne explice domnul Stefanovski Aldabija de ce suntem frați. Iar pe dumneavoastră vă rog să ne sunați la 0257-210000 pentru a încerca un dialog. Deci, vă rog, o scurtă prezentare a istoriei dumneavoastră din care să înțelegem noi și telespectatorii noștri situația dumneavoastră a românilor. Vedeți, noi suntem un popor foarte vechi. Cum am zis mai multe ori, limba noastră este veche 4.000 de ani. Și este un fenomen foarte mare, că este ca un viu fosil. Noi păstrăm acea limba și o dorim, o iubim limba să vorbim, acât cât da condițiile. Noi, după origine, suntem vechi traco-iliro-pelaschi și vorbim limba cea veche armănească, care o vorbea și luptătorii sunt Troia, care o vorbea și Alexandru cel Mare și tatăl lui Filip al Doilea. Este limba identică. Și aceea este istoria noastră. Noi nu putem să fugim de istoria noastră. Nu putem să fugim de originea noastră. Nici nu-i nevoie, din potrivă, trebuie să vă afirmați. Dar nu există un element de romanitate care să ne unească în acest fel? Nu. Este romanitate pentru care vorbiți voi, este una hipoteză falsă, care nu are suport de niciun argument. Nu poate să prezente niciun argument, nici lingvistic, nici istoric. Să fim reali, poporul care trăia pe teritoria de Balcanul tot, Azia Mică, părțile de România, spre Ucraina, spre Caucas, este cunoscut în istoria ca popor trac. Era acel a doilea nem în lume după nemul a indușilor. Ce se zice, nu începe istoria de la Roma. Istoria începe mult mai de adâncos, cu mie de ani și mie de ani. Noi trăim pe locul a nostru. Voi trăiți pe locul a vostru. Nu cu 2.000 de ani. Cu 6.000, 7.000 de ani. Eu, după cercetările mele care le-am făcut pentru români, pot să ajung cu 6.500 de ani înapoi. Cu argumentație. Să zic că voi trăiți pe această teritorie. Și că nu sunteți romanizați. Dar sunteți urmași a getilor și a schitilor. De fapt, nemuri care sunt foarte aproape, unul de altul, care vorbesc cu un dialect, dar una limbă. Și acea limbă este registrată pe documente. Și putem să o reconstruim. Și nu este nicio problemă să zicem că voi sunteți urmași a dacilor. A noi suntem urmași a vechilor macedoni. Aceasta este realitatea. Și atunci asemănările dintre limba română și celelalte limbi latine, cum se explică? Teoria domnului Stefanovski. Vreau să vă întreb, teoria domnului Stefanovski, îmbrățișată de mai mulți istorici, este aceea că tracii, respectiv și macedonenii, și Alexandru Macedon a fost trac. Istorici antici spun asta ferm și mult și clar, decât noi nu boldăm asta. Grecii înțelegem de ce nu boldează pasajele respective unde se spune clar că Alexandru Macedon, macedonienii au fost traci, de aceea suntem frați, decât triburi diferite ale tracilor, macedonienii sau dacii. Branislav Stefanovski și mai mulți istorici spun că vorbeau de fapt o limbă asemănătoare cu latina. Și atunci nu, ocupația aceea romană, pasager, la nivel istoric, 100 și ceva de ani, a ocupat o parte din popor, nu poate n-a fost schimba, nu a fost suficient. Și pot să dau exemplu încă o dată eu încep să cred teoria aceasta de la modul serios, dacă cei din zona Timocului, cu mijloacele actuale de asimilare moderne, școală, fiecare copil român din Timoc merge la școală serbească, citește ziare serbești, televiziune serbească, biserică serbească și totuși rămân ca români după 200 de ani, mă întreb